Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Amaviș de Elită. Vremurile când defilam cu Islanda și cu Ungaria au trecut. Țineți minte, făceam instrucții cu țări de genul ăsta și nu, nici nu discutam. Discutam doar cu granzii. Granzii mondiali și granzii europeni. Și poate îi frigeam și pe ei, ați văzut. Am avut victime celebre. Dar așa sunt, timpurile se schimbă și așa este fotbalul. Repercusiunile și, eu știu, efectele negative ale celor care conduc federația și, ați văzut, și inclusiv Liga 1, se văd clar. Până trebuie să fim realiști. Nu avem o echipă, nu avem jucători, dar nici antrenori de națională, deci nu avem nimic. Naționala nu se... Măcar dacă avem un tehnician, de, adică tu l-ai pe Lucescu, l-ai pe... Eu știu, l-ai pe Răzvan Lucescu, l-ai pe Dan Petrescu, l-ai pe Olărău și tu îl pui antrenorul la națională pe R2. Este o blasfemie să ai un antrenor ca R2 la națională. Acum nu vreau să râd de el, dar... Și nici să-l critic. A avut o victorie cu Austria, dar... Sincer, noi pe austrieci am cam fript tot timpul, adică nu era ceva neobișnuit, nu e ceva neobișnuit. Și trebuie să fim foarte realiști că nu alcătuit echipa cum trebuie, echipa de start, R2. Asta este problema. Lucrul ăsta a fost reiefat de mulți specialiști din lumea fotbalului, au spus-o clar. De fapt, el și-a turnat cenușă în cap la conferința de presă, a spus că el e vinovatul, că nu ce. Asta e atitudine excelentă, dar nu te scuză, frate, că ai pierdut o calificare. Deci ai pierdut o calificare la un turneu final. Și ce turneu final, da? În care putem juca partide pe teren propriu și... Ce să nu mai țin nimic. Și a fost o șansă nesperată care, vă spun eu, puteam să batem. Deci, în mod normal, în o națională a României trebuia să bată la pas Islanda și să joace de-apoi cu Ungaria și îi bătea și pe Ungaria. Și asta era și ne doream o finală cu Ungaria, clar. Chic era de plasare, era pe unde era. Este trist, dar astea sunt efectele dominoului. Ați văzut? Reguli, unde Under 21, facem, trecem. Ce dracu suntem noi, mă, crescătorie? Ce suntem? Campionat de juniori? Liga 1 e campionat de juniori? Ați văzut? Se răsfrânge și la nivel de echipe. Craiova, care a pus în pericol titlul CFR-ului, a atacat acolo și acum sunt lideri în Liga 1, n-au putut să treacă de FC Scuipa Înghete, o echipă anonimă, da? În cupele europene. De ce? Pentru că se joacă cu regula asta stupidă și ești forțat să joci tot timpul și dereglează mecanismele acolo. Jucătorii îi scoate din formă. Unii se gândesc, băi, ce trebuie mai treacă, trebuie să bage pe copilul ăla. Asta e frustrant, să bage pe un junior de ampule, așa, care nici nu merită. Băi, frate, că înainte când juca un junior, ăla merita, bă, băiatul, ăla mânca nori. Și ați văzut care merită, cum a fost băiatul ăsta de la vândut ăștia Mihailă? Nu s-a mai discutat, n-a fost nimic. În alte ordine de idei n-am înțeles ideea aia cu, dar după Bălașa. Deci, nu, chiar nu înțeleg ce a fost acolo și ce e în capul lui Rădoi ăsta, ce eu amalgam de idioțenie acolo. Joci tu cu Bălașa care a venit acum și ții pe Dragoș Grigore pe tușe că a fost, nu știu ce, s-a simțit slăbit. Bă, ăla și beat, bă, și trezit din somn, joacă mai bine decât Toșca și Bălașa. Lasă-o dracu de treabă. Nu mai zic faza cu Nedelceanu, că l-a trimis acasă înaintea meciului, un meci crucial. Pentru calificare la turneul final, tu îl trimiți acasă pe Nedelceanu, pentru că l-a trimis acasă că ești, băi, oricum tu nu joci. Vă dați seama, oricum nu joci, du-te și semnează contractul cu AEK. Zici că semna cu nu știu echipă la chemarea Real Madrid sau Barcelona. Semna cu AEK Atena și... Fraților, s-a inventat faxul, s-a inventat o grămadă de scule care semnezi electronic de data asta, nu mai trebuie să duci acolo să semnezi, te înțelegi la bani, ești acolo concentrat, joci pe național, dar dacă, vă spun, dacă n-a avut nevoie de ele, ai zis, băi, și așa nu joci, du-te, că avem pe Toșca, avem pe ăștia, ăștia joacă, Toșca, Moșca, ăștia jucăm cu Manea, dar zis pe Manea, tu nu-i bun Manea, dar mai, cred că în situația, au jucat, na, bine,
cam ora ăla a dezamăgit, e clar, din punctul meu de vedere, a dezamăgit, dar e scuzabil, acolo a fost o greșeală la primul, la golul acela care n-a ieșit el la offside și l-a ținut în joc cu atacantul ăla, nu a fost o chestie, n-a fost o chestie mare, a fost o chestie de lipsă de omogenitate, clar, acolo nu s-a înțeles cu fundașii și n-a văzut el care-i treaba, nu s-a înțeles cu ei, clar. Deși Manea e colegul lui, ați văzut, Manea e colegul lui la CFR Cluj și deja aveam doi fundași și l-aveam și pe Burcă, era cam apărarea CFR-ului acolo. Da? Deci apărarea CFR-ului cu intrusul ăla, cu Bălașa, cu Nea Bălașa ăla. Echipa e slabă, asta este. Atitudinea lor a fost execrabilă, da? Deci ei apăreau la orice duel, câștigau mingea, frate. Deci parcă erau mai mulți, eu am uitat, parcă erau mai mulți cu doi decât noi. Nu am înțeles chestia asta. A fost răcoare, a fost frig, a fost puii mei. Ce dracu, alergi? Ce faci? Lupți? Nu mai zic varianta cu Alibec prima dată și nu ții pe Pușcaș pe tușă. Care? Pușcaș când a intrat a fost hens care eu, pentru că n-au ajuns nici la el, ați văzut. Dificultăți mari la construcție. Încercam să intrăm prin faza, prin zona centrală și acolo era cea mai mare aglomerație, fundașii nu perpendicularizau. Și flecau mingea lateral mereu, eram previzibil, ducea mingea pe lateral, nu, n-a fost nimic surprinzător. Părerea mea e că trebuia să joace acolo Răzvan Marin cu Cicâldău, la închidere, clar, acolo. Nu mai trebuie să discuți cu Crețu, a făcut el o partidă data trecută cu Austria și de ce, frate, hai să înțelegem. Fotbaliști care sunt buni și merită și n-ai ce să faci. De ce nu joci cu Mihăilă, frate? De ce nu joci cu Mihăilă? L-au luat aia degeaba la Parma acolo, au dat aia 8 milioane și jumate degeaba pe el. De ce nu joci cu Mihăilă? Ce facem cu el? Că îl băgăm la tineret? Dar nu ne gândim la tineret sau ne gândim la Naționala Mare? Naționala Mare e pe cei mai buni, frate, n-ai ce să vezi că e în formă, să spunem, Denis Man sau Coman sau asta, nu-l lași la Naționala Mică, cred că să-i lași lui Mutu echipă. Încăcat pe Mutu. Descurce cu ce are, e Naționala Mare trebuie să primeze. Și Naționala Mare ați văzut că are nevoie de jucători ca Mihăilă, ca, eu știu, chiar și Costache merită să facă pasul la echipa mare. Costache, sunt jucători care sunt buni, dumne, și nu mai trebuie să-i eliminăm pe elefanți ăștia, gata, nu mai ce să faci cu ăștia. Nu ați văzut că vin degeaba la Națională? Vin degeaba, nu fac nimic. Nu ați spus, Stanciu ăla, ce dracu, mai bășini are în cap și... El e liderul echipei și el e cel mai praf. Nu ai ce să faci, mai fine. Revenim la grijile noastre, că nici nu mai interesează. Pe mine liga asta a Europei, căcat, asta e o bălărie, o competiție de umplutură așa. Nu ne interesează și e de tot căcat. Că acum ne concentrăm să nu știu ce. Hai mă, terminați-mă. Terminați-mă că vă dă Haaland cu teren în cap, ce dracu. Hai să fim serioși. Revenim la liga noastră mioritică, revenim la bălăriile astea, că ați văzut, toate se răsfrâng, fraților, asta este. Atitudinea presii, țigănia din România, FRF-ul, reguli stupide, Under 21, Under nu știu ce, 50 de juniori în teren. Sunt niște reguli prostești, doar jucătorul care e de valoare se impune, cel care nu are valoare nu se impune și asta e. Nu forțezi tu clubul să pună toți copiii pe acolo. Puteai să faci o șmecherie, da, într-adevăr, dacă erai șmecher la federație și te gândeai la o modalitate de a crește fotbalul românesc, puneai un număr de jucători, limitai numărul de jucători străini și puneai un număr de jucători români care să fie în teren. Asta da, era o protecție. Și puneai, băi, ne protejăm fotbalul, trebuie să avem și noi și să joace românii în primul principal. Cam asta e. Dar nici acolo nu puteai să abuzezi pentru că ați văzut, calitatea jucătorilor e destul de scăzută, dar nici chiar așa de scăzută ca să ne bată Islanda la nivel de, nu știu cum să zic, ne-a bătut, nu clar, ne-a bătut așa, s-a jucat cu noi. Deci ce să mai, cam asta e problema care eu să-mi alez. Și e trist. E trist tare să nu poți să te capacitezi la un astfel de meci, să joci așa, să te prezinți de maniera asta, să nu poți să construiești două faze. Eu n-am înțeles de la jocul cu Austria. Vă spun eu că Austria nu e cu nimic inferioară Islandei. Vă spun eu care e treaba. Aici a fost o diferență de abordare a partidei. Nu știu, eu asta cred. S-a jucat cu frică, s-a și modificat 11. Bă, dacă vezi că o echipă merge, că
vezi că ți-a mers jocul cu anumit jucători într-un anumit sistem. De ce schimbi, bre? De ce schimbi? Asta nu înțeleg eu. S-a venit ție o idee, că nu știu ce. El trebuia la, la partida asta, vă spun, să aibă tupeul ăla care l-a avut atunci, când a jucat cu echipa ofensivă. N-a ieșit cum am vrut, noi am făcut cu Irlanda de Nord atunci, egal, sau cât a fost, 1-1, dar s-a jucat fotbal, ați văzut Irlanda de Nord. I-a lăsat pe Bosnia acasă, s-a calificat în deplasare, da, acolo, eroic. Și vă spun eu că au jucat bine, n-au jucat rău. Nu au ciupit așa, s-au calificat. Într-adevăr, au ținut calificarea la penalti, dar au jucat bine pe parcursul partidei. Și o echipă care, Irlanda de Nord, gândiți-vă. Sunt o țară mică, slabi la fotbal. Hai să fim serioși, ne uităm la ce echipe au în cluburi, la nivel de cluburi și ne dăm seama cam unde e fotbalul ăla. Deci, noi suntem... Nu se poate să ai atitudinea asta și diferența asta de joc. În altă ordine de idei, când te gândești că joci cu ăștia, cu Islanda, nu poți, mă, să arunci mingea în față. Nu mai mingi în careu, centrate, nu știu ce. Începi să plimbi mingea, ai răbdare la construcție, nu te grăbești. Golurile alea s-au luat prostește. Nu se poate. Asta este, v-am spus, rezultatul unei conduceri defectuoase a Federației Române de Fotbal. Asta este. După astfel de rezultate, nu antrenorul trebuie să-și dea demisia. Cel care e acolo la comanda Federației trebuie să plece. Să zică, băi, fraților, asta este. Nu se poate așa ceva, să mănânc bătaie de la Islanda și în halul ăsta și nu știu ce, plec. Am ales pălăul ăsta de antrenor, l-am băgat pe ăsta, eu am decis să-l pun acolo. Mă duc, mă, strâng jucările și plec. Nu e antrenor obscur, doamne, dacă nu ai jucători și vezi că treci printr-un moment în care tu ai jucătorii foarte slabi și asta și nu mai ai o generație bună și asta, măcar face eforturi la nivel de salariu și aduci un antrenor ca lumea. Îi plătești salariul unui antrenor bun, asta e. Cum l-am adus pe ăla de-i dădeam un neamțul ăla care trăgea atușa pe nas, i-am dat o grămadă de bani, 30.000 pe lună sau nu știu cât pisici i-am dat lui ăla, îi dau la un antrenor bun, la după Orăroi, la după Lucescu, la după Răzvan Lucescu. Fac ceva, aduc un antrenor, nu? Că l-am avut pe Lucescu, dacă era, îi se propunea național, vă zic eu că nu zice el pas. Se băga. Dar probabil că dacă nu s-a băgat niciun antrenor ca lumea aici la națională și nu s-a plusat la bani, probabil că sunt și influențele mari, se trage de anumiti jucători, sunt niște interese acolo și vin tot felul de antrenori de ăștia paiațe care acceptă așa ceva. Ăștia alții care nu acceptă, nu vin. Cam asta e problema. În fine, este tardiv să mai discutăm despre efectele dominoului și greșelile din fotbalul românesc. Totul conduce spre arbitrajele astea de căcat, echipele, ierarhiile stabilite artificial. Vedeți unde duc? La asta duc, la te bate Islanda, mâine, poimine ne bate Feroe. Că ne chinim cu Feroe, vă spun, dacă jucăm cu Feroe acum, ne chinim să-i batem pe aia. Și noi îi dădeam câte 4-5-0 așa, în fanfar, în galop, așa, de sănătate. Asta este situația. La noi, în curte, strict, că m-am divagat de la... A fost un meci foarte important pentru România și pentru Dinamo chiar. Vă dați seama, una e când ai echipă participă la un turneu final, și jucătorii se mobilizează să intre în echipa națională, să aveam și noi câțiva jucători așa acolo susceptibili de a fi selecționați. În fine, e ceva și nu... Este un lucru foarte bun, o calificare la un turneu final ridică fotbalul, ridică imaginea fotbalului și mentalitatea fotbalistului român, dar asta este. Vedeți că la națională ăștia vin să facă turism. Și sunt selecționați niște jucători care n-au ce să caute, dă-ne acolo, ce să mai vorbim. La noi în curte ați văzut, veni unitul principal, a fost atacul presii asupra noastră și spaniolii au avut o reacție. Rufo Colado, ăla care a tăcut din gură până acum, n-a zis nimic de arbitri, n-a zis nimic, a fost mulțumit, a fost nu știu ce, a ieșit el și a explicat că ei în Spania nu se face așa ceva, nu e țigănia asta să întrebe toată lumea de unde sunt banii, cum sunt banii, unde se duc banii, de ce nu s-au plătit jucătorii, de ce nu știu ce, și a zis că nu e așa ceva, nu, nimeni nu trage de tine în Spania așa ceva, e civilizație, e nu știu ce. Păi da, măi, Neacolado, dar dacă știi tu că nu e civilizație în România, de ce pisici ai mai venit, nu? Sau dacă știi tu că, sau zici tu că în Spania nu știu ce e civilizație și ai venit în România, păi tu nu te-ai uitat unde ai venit când ai venit, măi, frate, să faci temele, să faci asta, eu înțeleg, ai avut o campanie de transferuri furibundă. Toată lumea a spus, spaniolii au spus la unison și chiar și Conte a recunoscut că
cel mai pionul principal în campania asta de transferuri fulminată al lui Dinamo a fost Rufo Collado. Și eu îl felicit pe chestia asta, dar nu poți să te limitezi, sau atunci dacă te limitezi tu ca director sportiv sau ce funcție ai tu acolo, te limitezi la transferuri. Ar fi trebuit să existe rapid o persoană care să facă tranzitul ăsta, să discute cu presa, să discute cu federația, să se ducă peste ei, să facă scandal, să înțeleagă că în România nu e așa cum e în Spania, nu fluturi batistele și se rezolvă problema. Aici suntem în România, România e altă treabă, altă ciorbă. Ați văzut că spunea cineva, da mă, dar de ce, cum, ce facem, că n-ar trebui să fie așa. Păi dacă meme urlă, că mai zicea de un băiat că asta îmi fuge ideea de la chestia asta, zicea băiatul ăsta că zice, n-ar trebui să ne facem ca ei, să devenim ca ei, ca meme stoica și ca nu știu ce, și să ne păstrăm noi mai civilizați. Băi frate, eu știu o una și bună. Când ai de-a face cu un nenorocit, cu un țigan, cu un jeg, cu un, eu știu, un hoț, un bulangiu, un de-asta care vrea să te facă, vrea să te păcălească, vrea să te, știi, aplică anumite tupeuri de-astea de căcat, nu mai trebuie să, nu mai fii gentlemanul ăla, că o să fii luat de proști și tăvălit, vă spun. Trebuie să te adaptezi imediat la situație. Ești în stradă, te comporți ca în stradă, nu? Că dacă tu vii un de-asta, un gentleman frumos îmbrăcat și mergi așa, educat și nu știu ce, și cobori într-o mașină într-un cartier de ăsta rău famat, și nu numai în România, oriunde te-ai fi în lumea asta, păi te zăpăcesc, ia mă, te dezbracă, ce dracu de haine, și tu zici, oh, sorry, excuse me, nu știu ce. Nu, frate, te cobori la nivelul ăla dacă ai ajuns acolo. Deci dacă te-ai dus în cartierul ăla acolo, e ca și cum a venit spaniolul ăsta, s-a urcat în avion și a venit în România. După, dacă vii în România, culegi toate datele despre fotbalul românesc. Și mai ales când vezi situația lui Dinamo, că a fost dezavantajată atâția ani și nu știu ce, și în continuu dezavantajată și continuă această situație, și voi ați veni și băgați bani și faceți un efort și tot vă jacageți că ăștia, păi tu faci un efort și te gândești, bă, ce să fac? Te consiliezi cu ăștia, vorbești cu Contra, vorbești cu Mulțescu, vorbești cu românii ca să spună ăștia cum se treaba, nu? Te învață niște procedee, că trebuie să urli înaintea partidelor, dacă vrei să fii arbitrat corect, azi uitați-vă la Dan Petrescu. Te uiți la Dan Petrescu, îl vezi pe ăla, bă, urlă ăla, da, urlu și eu, bă. Dar și Contra, aici poți să-i zici și nu Contra, probabil că lui e frică de să nu fie suspendat și taci din gură, săracul, ce să mai, asta ar mai trebui acum să fie el suspendat. Dar băiatul ăsta Neacolado nu are nicio scuză, că spune că, iarăși, că revin la o chestie. Mie mi-a plăcut transferurile care a făcut și strategia a fost extraordinară, dar cred că e gândită de la, de Melero Marin, și ăsta doar a fost acolo, a comis jucătorii. A, jucătorii nu poți să-i convingi fără bani. În altă ordine de idei, salariile astea care sunt vehiculate prin presă sunt niște bazaconii. Eu nu cred că sunt salariile astea. Deci nu cred, nu, este inconștiență. N-ai cum să dai 35.000 lui Anton și 40.000 lui ăla lui Garcia. N-ai cum să faci așa ceva, așa bălărie. Deci unde se ducea Anton? Ce echipă putea să le ia pe Anton? O echipă din Rusia, cât îi te dau? Mai mult de 20.000, nu îi te dau 20-25. Dacă dai lui Anton, i-ai zis, bă, ai 25.000, Anton venea fluturând în vânt, așa, pac, pac, semna din prima, nu mai stătea să o ia cotită. În fine, salariile sunt umflate pentru a se crea ideea că Dinamo nu o să poată să facă față cu plata salariilor, e clar. Dar eu v-am spus, această strategie a lor cu a da salarii mai, e pentru a atrage niște jucători care au fost țintele lor și pe listele lor de transferuri, să vină fără a se plăti nimic pe ei, și asta a fost important, că nu s-a plătit nimic. Dar ați văzut că s-au făcut niște transferuri, acum m-am uitat și eu, că ieri am lăudat transferurile și am discutat și ok. Totul este ok, sunt calitative, sunt astea, dar îl aduci pe Alex Garcia de 23 de ani pentru un an. Deci vă dați seama, el are până la sfârșitul sezonului. Ce ar însemna asta? Că el în ultimele 6 luni de contract poate să semneze liber cu orice echipă, că asta și vrut băiatul, probabil că de asta și venit. Băi, eu vin, dar mă lăsați să plec anul viitor, indiferent ce e, cum e, nu știu ce. Ai noștri acum se gândeau la un jucător de 23 de ani de calibru lui, care îți vine gratis și investești în el, îi bagi, îi dai un salariu mai mare și asta, îl faci să semneze măcar pe un an jumate, măcar pe 2 ani, pe 2 sezoane, și eu știu, joacă sezonul ăsta, te folosești de el și următorul sezon îl vinzi. Cam asta e ideea, și iei ceva bani pe el, indiferent că e 500, 600, 300, 800, na, cât o putea, cât o, dacă el dă randament, vă dați seama că e niște bani frumoși pe el. Dar ești forțat de timp, adică cât ar trebui să-l joci? Îl joci acum în iarnă și nu știu ce, și după aia, în ianuarie, februarie, trebuie să-l dai.
Găsești un angajament ca să câștigi și tu de forma lui. Eu la asta mă gândesc, acum și spaniolii ăștia trebuie să facă bani, că doar nu au venit aici să facă muncă patriotică, să bage bani așa în continuu și să iasă pe pierdere. Deci, aici trebuie să fii un bun manager, să te gândești, bă, l-am luat pe Garcia, ce de Garcia? Îmi ridică calitatea jocului, clar, joacă pe orice poți și asta și oferă lui Conta niște soluții să schimbe acolo și nu știu ce. Și, pe de altă parte, îmi poate aduce în visterie niște bani care, măcar minimul ăla, ca să poți să zici că l-ai folosit cam gratis. Cam asta e. Deci, băi, cât i-am dat lui Garcia? Am dat 500.000, sau i-am dat, dacă are 30.000, 35.000, i-am dat 350 sau 400.000 pe an, nu? Deci eu trag de el, am tras de el și după aia l-am vândut cu 500, nu? Și am ieșit pe plus cu 200 și i-am plătit și salariul, l-am folosit, s-a jucat cu el. Deci cam asta e ideea, așa se face o treabă la nivel de management, dacă așa te să gândești. Vă dați seama, dacă v-a dat randament, bine, aici au fost și disperați. Au fost disperați, trebuiau jucători, timpul se termina, nu știu ce. În fine, Garcia pe un an și fundașul acela la fel, de 29 de ani, ba ăla, tot așa, convins să vină și aia, pac, l-a adus pentru un an, adică tot până la finalul sezonului. Desigur, aici te gândești și la... N-am înțeles acum cu ăla, cu Magaie s-a asemenat pe 2. Deci cu ăla, cu Magaie s-a asemenat pe 2 ani, cu ăștia s-a asemenat pe un an. N-au vrut, vă dați seama. Au fost jucători care au avut și alte oferte și n-au vrut să semneze pe mai mult de un an. Dar ei trebuia să facă niște presiuni, să le explice, să discute cu ei. Băi, frate, uite care e mersul. Eu te iau, da. Nu știu ce. Trebuie să fac și eu ceva cu tine, nu mai tu să câștigi. Oricum, dacă îți vei găsi tu echipă, chiar și gratis, dacă îți găsești un angajament care îți place și asta, se ia un acord acolo. Îți dau drumul să pleci. După un an de zile, ești liber să pleci, sau după un an jumate. Sau făceai ceva, puneai acolo un termen. Dar așa vă dați seama că ești presat, că el poate să semneze după aia ultimele 6 luni de contract, semnează cu orice echipă. Cam asta e ideea. În fine, este complicat. Dar... Revenind la ideea cu de bază, cu reacția lui el, al lui Rufo Colado, vis-a-vis de atacurile din presă, el trebuia să realizeze că va fi atacat, aici așa e România. Te atacă, aruncă cu noroi în tine, destabilizează echipa, intră și îți află jucătorii, formulele de joc, are sifoane până echipă, plătește pe arbitri. Așa se joacă în România, așa se face aici. Sunt mai lucruri de-astea mai neortodoxe, dar așa se face și în Spania, domnule, hai să fim serioși, că zicem că e nu știu ce, civilizație... Corupția există peste tot în orice țară, dar este la alt nivel. Asta e problema. Și alte modalități de a protesta. Asta e ideea de bază. Iar Coladul ăla, dacă stă liniștit așa și nu zice nimic și în banca lui, o să fim furați în continuare. Ați văzut cum e aici? Vii, țipi dinainte. Țipă Dan Petrescu. Bă, mă tai arbitri, mă omoară, mă duce. Chiar dacă el nu are nicio informație sau chiar dacă el a fost dezavantajat în ultimele partide sau asta. Începe, iese, domnule, mi-e frică de arbitraj, o să fac, o să dea. Pui presiune pe arbitru, arbitru, chiar dacă e corupt sau vrea să te fure, și începe să buți top, nu pot chiar pe față, pac, pac. Că ați văzut, se fură și la nivelul ăsta, n-ați văzut aseară ce s-a întâmplat. Ăla consultă varul, că și cu varul ăsta e discutabil în România. O să vedeți. Vine varul și dacă vine varul, ce? Că arbitru spune când se consultă varul. Că aici e o regulă foarte stupidă. Ar trebui să îi dai pe partidă să aibă fiecare câte 4 varuri sau 3 varuri sau asta, să poată să apeleze. Că doar de aia l-ai cumpărat, să folosești de 5 ori, na, să-l folosească fiecare echipă. Dar să ceară ei când vor, asta e ideea. Și să arbitru să fie obligat să se uite. Pentru că aseară a fost o fază hens în careul lor la 1, la 2-1 și așa prost cum am jucat, îi egalam. Vă dați seama? Deci, prost cum am jucat, nu e așa, îi egalam. A fost 11 metri ăla, că și la varul ăla ați văzut, că nu s-a văzut. Dar a revenit pentru că l-a văzut pe ăla, că a stat acolo pe teren și a fost lovit și probabil că i-a zis tu și ierul. Băi, uite-te mă puțin la var, dorecu. Și s-a dus la var, s-a uitat, a stat 4 minute, 3 minute cât a stat acolo și a dat 11 metri. A văzut. Și apoi, ce să înțeleg? Face la hență acolo și ți-e frică să te uiți la var? Păi ți-e frică? Păi de ce nu te-ai uitat? Te duci acolo să te uiți. Stop. Na, jucătorii încerc cu vehemență. Hai să vedem. Te duci acolo și dacă nu este, îi dai cartonaș galben la care a cerut sau faci ceva, nu? E o măsură. Dar ați văzut cum e cu varul ăsta? Deci arbitru trebuie să fie de acord ca să se consulte var. Asta e problema numărul 1. Și regulamentul trebuie schimbat clar aici, dar la nivel mondial, pentru că ați văzut cum e. Lasă la puterea arbitrului. Nu mai lăsa la puterea arbitrului, că arbitru dacă știe că trebuie să iasă scorul într-un anumit fel sau să influențeze scorul pentru echipă, nu se mai uită la var, zice că a văzut el și e suficient și gata, merge pe mâna lui, chiar dacă e suspendat, îl doare în cur.
Și gata, tu nu mai poți, poți să zici tu ce îi zice. Dar așa când e obligat ca la tenis, a zis când cere ăla, domne, vreau să văd reluare. Pac, vede reluare, are nu știu câte pe partidă, le folosește cum știe el, mai bine. Așa trebuie și la fotbal făcut. Domne, vreau să văd VAR la faza asta, poate e o fază minoră, dar de la faza aia se dă un cartonaș și mai apare un cartonaș și e roșu sau ceva de genul. Sau și... Vă dați seama cum se influențează partida. În fine, cam astea sunt problemele care trebuie să existe în Liga 1, pentru și chiar și cu VAR vor exista, clar. V-am spus, eu nu sunt de acord cu Rufu. Asta e, mi-a plăcut ce a făcut, îmi place că e profesionist, să spunem, sau asta, dar că au spus toți de el că mare profesionist, că vă face, că drege, că aduce jucători, că aduce jucători, doamne. Da, dacă e meritul lui, într-adevăr, extraordinar. Dar dacă tu nu poți să faci lucrurile care zici tu că nu știu ce, că la noi în țară nu e așa, aduci pe unul din România, îl pui pe un român. De asta am spus eu că românii trebuie să fie acolo, un român trebuie să fie. Că ai dat pe Dănciulescu, că Dănciulescu, na, e mai moliu așa. L-ai dat pe el, da, ia-ți mă pe altcineva, ia-ți pe cineva ca să poți să faci acolo treabă cu el, să se ducă peste arbitrii, să te învețe ce să faci. Bă, frate, aici trebuie să facem așa, aici ne mănâncă ăștia cu arbitrii, trebuie să știe echipele care au influență. Trebuie să știe, ăștia au relație, uite, sunt pe fir, voluntariu cu nu știu care, ăia cu nu știu care. Omul nu știe, vine acolo să-i tăcă arma la bordură, ce, nu știe el de cooperative, de... E habar n-are că ăștia FCSB-ul joacă amical cu Craiova când vrea, că joacă amical cu Botoșaniu, că stă o capra Astra, că toate echipele și astea joacă la comandă, unele dintre ele. Că astea, echipele astea ale primăriilor, astea de comunalele astea, virfovenele, astea sunt înfrățite între ei și e mafia lor acolo de rămân, te fac rea cu teritoriadează ăștia. Deci, ei nu, omul nu știe, vă dați seama, el a venit așa, au, au. Băi, frate, adaptează-te, culege informații, eu înțeleg, te-ai dus. Eu când mă duc în Spania, să spunem, am venit în Anglia prima dată, cu mulți ani în urmă, când am venit din România. Băi, frate, strângi toate informațiile posibile despre țara respectivă, să vezi cum e acolo, la ce te aștepți, că sunt atâtea obiceiuri în fiecare țară, sunt felul de viață e altfel, nu? Te adaptezi, te uiți, vezi cum e, cum asta, nu, no, e... complexă treaba. Și după aia apărăm în presă și facem de astea, că știți, presa nu știu ce. Presa e peste tot de scandal, caută scandalul, asta e clar. Și te întreabă de unde ai banii, că de unde ai banii. Și nu, tu nu trebuie să dai socoteală, dar într-adevăr nu trebuie să dai socoteală. Și mi se pare corect. Dar e la fel de adevărat că trebuie să plătești salariile și nu e, e la fel de adevărat că nu trebuie să minți. Dacă ai o dificultate financiară și spuneți că noi nu suntem obligați decât în fața suporterilor, așa zice Colado. E adevărat, frate, și noi suporterii cum aflăm? Numai de la tine ce îmi dați voi pe site acolo, nu? Adică noi suporterii ne informăm din presă. Asta e ideea. Și iar presa când ne spune întrebări acolo și chiar dacă sunt incomode, noi suporterii aflăm niște lucruri despre voi sau vedem niște dezsubturi sau realizăm că aveți dificultăți, că poate dacă suntem împreună și comunicarea e bună, poate ne strângem și noi în jurul vostru acolo, vă mai ajutăm și noi, mai facem și așa, mai nu știu ce. Nu ne... Asta e situația, că discutam cu un prieten al meu referitor la niște investitori, că dacă ei n-ar avea putere și la, dune un investitor la Dinamo, dacă e de bun simț și are cât de cât niște bani acolo, dar nu are un fond atât de mare de bani pentru a duce un buget de nivel luptă la titlu sau ceva, se poate face o imixtiune așa, o infuzie de capital de la suporteri, dar pentru asta trebuie să respecti foarte mult suporterii și să fii comunicativ. Nu trebuie să minți că ai plătit un jucător și după aia aflăm a doua zi de la contra că de fapt nu sunt plătiți, că s-a mințit, că nu știu ce. Nu trebuie să ne minți că n-a fost niciun conflict între tine și contra, dar contra n-a fost la antrenament și n-a ținut antrenamentul. Deci cam asta e, asta spun, eu nu vreau să dau nimeni sau asta, nu vreau să fac scandal, dar tu ca și Colado, în primul rând trebuie să te informezi din țara unde te duci, cum e fotbalul, ce trebuie să faci ca să fie ok, ce istoric există, ce curent există împotriva lui Dinamo, ce găși cooperative există acolo, aduci un om care e de acolo, din fotbalul ăla, e lângă tine, să zică, să alea, l-ai pe Mărginean, folosește-l, bă, pe Mărginean, luați-l, plătiți-l, faceți-l contract, țineți-l acolo. Folosiți-vă de el, dacă nu vorbește cu Mulțescu, că la știe și el, unde toate lui fiile smurdu, nu? Dar l-am aruncat la scouting acolo și nici nu lăsăm să intre pe stadion. Deci nu lăsăm să intre pe stadion, doamne, vine Mulțescu la partida cu FCSB-ul și nu este pe lista de oameni care trebuie să intre, oficial de la Dinamo care să intre la stadion.
Haideți, domnule, să fim serioși, chiar așa am ajuns. Deci, eu nu sunt împotriva străinilor și nu sunt cu de-alea cu nu ne vindem țara și la la la, că asta nu este prostii. Dar băi, frate, puțin respect, bă, hai că ce, băi, avem respect față de Mulțescu. L-am dat afară când era la, a făcut un egal în prima rundă, l-am dat afară după ce a scăpat echipa de retrogradare și l-am ținut acolo, l-am băgat, i-am dat și lui o funcție acolo de scouting, de nu știu ce, și după aia el vine la meci cu FCSB-ul și nu e pe listă acolo. Căci că au motivat ei că Mulțescu nu le-a spus că vine. Doamne, hai să fim serioși acum, eu, mie îmi place să spun lucruri pe nume, asta este, chiar dacă deranjez pe mulți, eu spun lucruri pe nume. Să ne vedem greșelile noastre și apoi să începem războaie cu presa și nu știu ce și să aruncăm cu noroi că în România e nu știu cum și că în Spania e nu știu cum. Haideți să fim serioși. Eu v-am spus, trăiesc în străinătate și vă spun, există țigănie în orice ligă, hai să fim serioși. Nu la nivelul ăsta, clar, care există în România. Dar tu trebuie să te adaptezi la rigurile ligii respective, unde te duci, clar. Și aici am spus totul. Cam asta este. Referitor la Romera, nu este nicio veste. Deși s-a vehiculat în presă în ultimele două zile că el poate veni în orice moment, teoretic. Acum depinde dacă băieții își mai pot permite. Am mai existat și o informație de asta că ar fi trebuit să ducă echipa în cantonament și să știți că are o rată de adevăr de 80%. Am auzit un zvon că trebuia să plece echipa în cantonament, dar nu știu exact când, cum s-a discutat și de ce s-a schimbat această decizie. Și ăștia de la presă au speculat imediat, din presă, nu mai știu ce, Cotidian a preluat informația și a spus că nu sunt bani și de aceea echipa n-a plecat în cantonament. Eu nu cred chestia asta, e o sumă foarte mică. De asemenea, m-am informat despre drepturile de televizare și am observat că se acordă lunar. E o nouă modalitate de plată datorită coronavirusului. Asta, cei de la deținătorul drepturilor TV nu mai vrea să plătească bani înainte și să pățească cum a pățit-o, adică să oprească competiția și să nu să fie cu banii dați, cum să zice. A da banii și nu mai are cum să ia banii înapoi de la echipe. Așa plătește cât se joacă sau de câți bani dispune, cât fotbalii se oferă de banii, să se spună. Și va plăti circa 200 de mii lunar, da? Deci că e vorba să ne intre niște bani ăștia, da? Și s-ar plăti o parte din salarii. Dar acum am înțeles că bugetul de salarii depășește 200 de mii, clar. Depășește 200 de mii, clar. Eu am făcut un calcul și am zis că e în jur de 260, între 260 și 300 de mii, cam pe aici ajunge cu toate salariile posibile. Dar e posibil să mă înșel. Prodan, că ați văzut, zicea că e 500 de mii, că nu poți să plătești salariile astea, că nu știu ce, că... Dom'le, fiecare se întinde cum, cât e plapma și... Băi, și ar trebui să știe cât le e plapma și să nu se întinde mai mult. Eu am încredere în ei. Așa cum spuneau ăștia, că băi, că... Ce băi, Cosmin Contra, că a venit și că acum se specula că ar vrea să plece. Ziceau ăștia că vrea să plece Contra, că dacă nu se plătește salariile, pleacă și... Nu, dacă nu se plătește, pleacă, e clar, dar... Dacă și cu parcă se plimba în barcă, omul dacă stă acolo niște și își vede de treaba lui, știe de ce. Și a făcut echipă de prost, așa, i-a dus pe ăștia ca să aibă de unde veni. Haideți să fim serioși, nu poți să-i aduci așa jucătorii neștirii să minți. Nu cred lucrul ăsta, deci e absurd, total. Dar noi nu trebuie să facem un război cu presa acum și să arătăm cu degetul în România, că în România presa nu știu ce face și că în Spania e mai nu știu cum. Hai să fim serioși. Presa este de scandal peste tot, să fim serioși. Peste tot, și Marea Britanie, și în Spania, și în Italia, și... În orice campionat al lumii și în orice țară a lumii, presa sportivă încearcă să aducă în subiectele senzaționale, subiectele care au căutare. Și la noi nu știm să ne vindem, asta e problema, că v-am zis. Mai bine Rufo ăsta ar căuta și el cu Melero Marin, cu ăla, cu Coutu, ar trebui să caute și ei niște modalități, să ne vindem noi drepturile TV singuri, să vedem care e treaba, să ne vindem imaginea mai bine, să... Asta ar trebui, da. Sunt multe de dacă și cu parcă aici. Bine, sper să îi se dea lui Contra tot ce a vrut și sper dacă el îl vrea așa cu tărie pe Romera înapoi să-i fie adus, pentru că e o acoperire pe postul acolo și de ce nu? Trebuie să luăm în calcul și că și jucătorul ăsta, Gonzales, nu că are momente când va cădea în joc sau asta, dar poate la cartonaș și se poate accidenta. De asemenea, el trebuie să fie prezent la meciurile astea de calificare la Cupa Mondială, meciurile de echipe naționale, ele titular acolo. Și va fi convocat și va pleca și nu știu, e departe, vă dați seama, până acolo se merge destul și s-ar putea să
Nu vine la meciu, să fie obosit la meciu și să ai nevoie de o dublură pe post, clar. Deci Romero mie mi se pare și el ultima piesă care ar mai trebui acolo și am putea spune că avem un lot complet. Atunci putem zice că da, mergem înainte. Eu sper multe de la negrișorul ăsta, Magaie ăsta. Mi-a plăcut, am văzut câteva materiale. Am fost și voienii la început, am văzut că el marchează cam puțin. A marcat în Anglia puțin, de fapt. Dar în Turcia a marcat decent, a avut o cifră decentă și nu numai că marchează, dar oferă asisturi. Și asta e foarte important. Că și Nemes la fel, îi creștea valoarea și asta, tocmai prin, nu prin golurile care le marca pe sezon, dar făcea și faze, te ajuta mult, devieri, astea. Și Nemeții și el în creștere, poți să-i folosești pe amândoi deodată, uneori când forțezi rezultatul, e interesant. Mi s-a părut un jucător interesant, nu știu ce probleme are de greutate sau nu, dacă le are. Dar dacă contra la, am înțeles că a fost în probe, așa au spus băieții ăștia, nu știu, eu n-am avut la cunoștință că s-ar fi antrenat el de o săptămână cu Dinamo, dar asta e, sperăm că antrenorul Cosmin Contra l-a văzut și merge pe mâna lui. Dom'le, cam asta e treaba, noi vrem să vedem mai repede salariile plătite, ca să mai scăpăm de o grijă. Și cu asta, basta. Salarii, datoria către ANAF. Să intre lucrurile normal, să auzim acolo că jucătorii se gândesc la fotbal, că nu mai vorbim, că să le mai... Vă dați seama când vine unul și cere tine că nu știu ce, că te aruncă cu un oroi și asta, cel mai bun mijloc de a convinge lumea că nu e așa cum zice el, e contrazicându-l, făcând ceva care arată clar că tu ești altfel decât zice el. Domnilor, numai bine, doar din Dinamo București este inimile noastre, capul sus după această pierdere de calificare, ar trebui să le dea de gândit celor de la federație, ar trebui să ne dea de gândit la toți. Și ar trebui să se facă ceva acum până nu este prea târziu. Să aducă un antrenor ca lumea, să se facă o reconstrucție a echipei naționale. Domnilor, cam astea sunt posibilitățile. Sperăm la mai bine. Întotdeauna sperăm la mai bine. Doamne ajută! Până data viitoare, vă salut!